Adi, deși ești veteran al echipei Universității Politehnica din București, ești la prima participare la competiții organizate de Student Sport. Cum ți se pare acest campionat? Da, paradoxal, deși sunt în ultimul an de master, e prima mea participare la un turneu final. Din păcate nu am avut ocazia să însoțesc echipa și la celelalte turnee. Aici, la Brașov, am întâlnit o organizare foarte bună și sperăm să ne ridicăm și noi prin jocul nostru la nivelul acestei organizări. Din ce ai auzit de la colegii tăi care au participat și la edițiile anterioare, care crezi că sunt echipele care vă vor pune probleme? Da, am discutat și cu colegii mei de celelalte echipe. Noi sperăm să ne iasă jocul nostru și dacă vom juca la fel cum am jucat și în faza zonală, cu siguranță vom fi fericiți la sfârșitul acestui turneu. Că veni vorba de faza zonală, ați reușit să învingeți la un moment dat Universitatea Nicolae Titulescu din București cu scorul de 20-2, un scor record pentru meciurile din faza grupelor. Aveți de gând să înscrieți mai mult de 20 de goluri în echipe la acest turneu final? Și care crezi că sunt șansele să o faceți? Nu știu, noi sperăm să avem un gol în plus față de adversar la fiecare meci și cred că va fi suficient ca spre drumul nostru, spre reușită. Care sunt calitățile echipei tale? În primul rând, suntem o echipă omogenă. Scheletul echipei e format de aproximativ 3-4 ani, iar în fiecare an au fost noutăți de 2-3 jucători. Deci, omogenitatea cred că ar fi pe primul loc. Spune, te rog, ce așteptări ai tu de la acest turneu final, de la aceste 3 zile de competiție? Nu știu, noi o să ne bucurăm de fiecare meci și sperăm să creștem de la meci la meci, acumulând experiența meciului anterior și să facem o figură frumoasă. Ai un mesaj pentru cei care vă susțin de acasă? Să ne țină pumnii și să aibă încredere că vom face tot ce ne stă în putință să reușim. Mulțumesc! Mulțumesc!